Oana Florea să explic un proiect controversat. De ce vrea să dea PSD haină și mâncare fotilor de inui, acest ajutor vine ca o mână întins. Deputatul PSD Oana Florea, inițiator al unui proiect de lege pentru reintegrarea socială a fostilor de cinuci, consider că facilitățile propuse pentru persoanele care sunt eliberate din închisoare sublinierei care provin din categorii defavorizate reprezintă o mână întinsă. Ne referim strict la persoanele care nu au familie sublinierei nicio casă la care să se întoarcă sublinierei care sunt practic date afară pe poarta închisorii, fără niciun orizont. Înțeleg de la lucrătorii din penitenciare ce singurul lucru pe care le-au în buzunar este un bilet pe un mijloc de transport către localitatea de domiciliu din buletin, domiciliu pe care nu-l mai au, de fapt. Deci este un subliniere antium foarte restrâns de persoane, care primesc astfel de ajutoare. Se refer la o masă la o cantin social, pe o perioadă de 3 luni, un loc la un centru pentru persoanele fără adăpost sublinierei, dacă se află în tratament, medicamente pentru o scurt perioadă de timp. Puncti în cazul în care a fost încarcerat vara, se beneficieze de ni subliniere de haine groase, dacă este eliberat pe timpul iernii. A explicat Florea, vineri, l-ar fi, scrie agerpres.ro. I-a susținut ce, potrivit unui studiu, primele două luni după liberare reprezintă o perioadă critică în care de cele mai multe ori aceste persoane recidivează. Acest ajutor vine ca o mână întins. Unii dintre ei poate sunt pierduci pentru totdeauna, dar alții ies cu ni subliniere te speranțe, a subliniere te pri subliniere i de cele mai multe ori nimeni nu le întinde o mână, ba mai mult, sunt vezuci ca ni subliniere te paria ai societii, a spus Florea. Întrebat dacă gravitatea faptei comise contează în acordarea facilitilor, Oana Florea a răspuns, eu înțeleg percepții asociecii cu privire la faptul că, dacă un om a făcut o crimă oribil, este un om periculos, dar juridic vorbind el sublinierea ISP sublinierea IT pedeapsa. Putem să le marginalizme sublinierei atunci poate ar trebui să invent menii subliniere de insule pustii, unde se, IBGM acolo pe toți sau putem, prin oficerul de probațiune, prin forcele de muncă, să încercăm cumva să le integrme, dar să le integrme într-un mod supravegheat. Dacă ei sunt eliberați sublinierei lăsați în plata Domnului, nu există mai multe subliniere în să se recidiveze, dar, dacă sunt monitorizați sublinierei ajutați, măcar jumătate dintre ei dacă reu subliniere este să nu mai gre subliniere ască. Eu cred că tot e un câ subliniere pic pentru societate, pentru ce vorbim aici de un pericol public, de societatea noastră, oamenii subliniere tia vor circula liberi printre noi. Mai mulți parlamentari au depus miercuri, la Senat, o inițiativă legislativă în care propun ca persoanele care sunt eliberate din închisoare sublinierei care provin din categorii defavorizate să beneficieze de o serie de facilități. Potrivit propunerii legislative pentru completarea legii numărul
254/2013 privind executarea pedepselor sublinierei a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, persoanele identificate în urma raportului întocmit de către oficerul de probațiune ca fiind vulnerabile sau persoanele care fac parte dintr-o categorie defavorizat, conform legii 292/2011, beneficiază de o serie de facilități din momentul eliberării. Aceste facilități sunt ajutoare în natură, înclecăminte, îmbrăcăminte, medicamente, după caz, acordate la ei sublinierei de către locul de detenție, un loc temporar, pe o perioadă de 3 luni, într-un centru pentru persoanele fără adăpost, acolo unde este cazul, masă acordat la cantina socială sau o alocație de hran, pe o durată de 3 luni. Pe raza judecului în care persoana eliberat este domiciliat sau în sublinierei are resubliniere din FA, bilete sau legitimații gratuite pe mijloacele de transport în comun urban sublinierei interurban, timp de 3 luni. Proiectul de lege a fost semnat de senatori sublinierei deputați de la PSD sublinierei PNL, printre care Robert Cazanciuc, Gabriel Andronache, Ioan Cup sublinierea, Oana Florea, Florin Manole, Eugen Nicolicea, Liviu Ple sublinierea Oianu, Valeria Schelean, Vasile Varga,